Măgarul, uite, stă la parter, are fân. Are fân măgarul. Dacă așa arată orașul acesta nou, e jalnic. Ia uitați și voi ce am găsit pe aici. Măi mâncate. Multe se pot face dacă ar fi bani să se investească. Locuri, oameni buni, la 49.000 de euro bucata, negociabil. Vreau să văd de la etajul 1 cum arată apartamentele decomandate. Restaurantul Faraon. E jenant pentru autoritățile locale. Cartierul fantomă din Anina. Aici se spune la Cucuricu. În loc de parchet avem bălegar. Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit sau regăsit într-un nou vlog de călătorie. Vreau să vă întreb acum la început dacă doriți să vă cumpărați un loc în care să stați în natură, să vă bucurați de natură, un loc magic undeva, hai să zicem, la 800 de metri altitudine. Eu am găsit un astfel de loc și e destul de ieftin să vă cumpărați o locuință aici, dar mai bine zis, puteți să vă cumpărați un bloc care costă doar 49.000 de euro. Este undeva la 800 de metri altitudine, pe unul dintre dealurile care străjește orașul Anina. De fapt, face parte din orașul Anina. Mami, îți place peisajul? Da. De ce nu-ți place? Avem oițe aici, un cadru natural de excepție. De fapt, vreau să vă spun că totul a pornit de la faptul că am văzut un anunț de vânzare pe un site de imobiliare în care se vindeau 13 blocuri de 4 etaje cu un total de 166 de apartamente de 23 camere la roșu, care cică ar avea gaz, electricitate și chiar fosă septică. Sincer, nu știu dacă mai au așa ceva, din câte observ, nu prea. 9 blocuri sunt pe plus 4, a câte 14 apartamente cu 2 camere decomandate și 4 blocuri sunt pe plus 4 cu 10 apartamente decomandate cu 3 camere cu balcoane. Se spune în acel anunț că este pretabil pentru turism montan. E adevărat, este o zonă montană, v-am spus, 800 de metri altitudine. Ba chiar cel care vinde ne mai dă ceva idei, adică se pot face case pentru seniori, mă rog, multe se pot face dacă ar fi bani să se investească, fiindcă vedeți și voi la prima vedere cam cum arată aceste blocuri, ele sunt solide, dar necesită mulți bani ca să ajungă să capete o înfățișare normală. Se spune în acel anunț, se poate vinde și separat câte un bloc cu prețul de 49.000 de euro, bloc negociabil. Terenul pe care sunt construite blocurile are o suprafață de 5 hectare. Oh. Ia uitați ce am găsit aici, o oaie mâncată. Cine ar fi mâncat-o? A, sunt mai multe? Nu e un început bun pentru o incursiune în asemenea loc. Ia uitați și voi ce am găsit pe aici. Oi mâncate. Am aflat informația că aceste blocuri ar aparține unui om de afaceri din București care le-a cumpărat în urmă cu 4 ani la prețul de 20.000 de euro bucata. Acum omul s-a gândit și el să facă un mic profit și le vinde la 49, negociabil probabil ceva mai jos, dar oricum va obține profit dacă cineva le va cumpăra. Dar oare cine să le cumpere? Nu știu, nu asta mă interesează. Am venit aici să le vedem, să vedem cum arată. Deocamdată nu este nimeni decât o turmă de oi acolo și ne e frică să nu vină spre noi, să nu vină câine. Probabil aici au și stână, că văd împrejmuirea aceasta, uitați că cărezele. Deci oile seara vin aici, probabil. Uite un măgar! Asta e tare! Ăștia pe aici. Stăpânii măgarului unde sunt? Nu știu, găsi. Păi cum, măgarul, uite, stă la parter, are fân. Are fân măgarul. Mănâncă pe geam. Zona este situată în cartierul nou. Aici se spune la Cucurigu, dat fiind poziției sale dominante, fiind amplasate aceste blocuri pe poziția cea mai înaltă din zonă. Haideți să intrăm într-unul dintre blocuri să vedem ce găsim. Ele sunt fără ferestre. Oh, dar nu știu dacă putem intra. Nu avem cum aici. De cât de sus putem intra? Ia să vedem ce avem pe aici. Uitați cum arată.
Aici cred că ar fi trebuit să fie centrala termică ceva, știi? Balcoanele. Mami, du-te și fă-mi o cafea și mi-o dai pe balcon. Dar chiar nu poți să intri aici, că au venit bălării. Ce bălării? Ruci. Dar cred că sunt locuri unde putem intra. Aici probabil ar fi fost centrala. Dar eu nu știu cum aceste locuri, eu nu știu cum astea, ci că au gaz, au... Păi nu văd nimic. Și fostă septică, ori fi avut vreodată, dar acum nu cred că m-am. Deci blocuri, oameni buni, la 49.000 de euro, bucata, negociabil. Haideți să vedem cum arată un astfel de bloc. Da. Nu cred că ar fi o afacere chiar rea ca un investitor să cumpere aici. Ar putea face ceva, dar necesită foarte mulți bani. Ia să vedem. Sper să nu se prăbușească ceva pe noi. Ai grijă, mami, la picioare. Are contorul, păi, uite. Uite, aici erau cablurile de... Măcar de bale că pe jos nu... Chiar că... Cred că am intrat... Aici. Animale, da. Nicu, șacal. Aoleu, ce e aici? Au venit ăștia cu oile. Și scările s-au dus. Câinii. Vin câinii, ce nu vă face? Păi. Până ia câinii pe noi. Eu ți-am zis să stăm la blocul de vis-a-vis, n-ai unde putem ieși? Nu putem, hai înapoi pe acolo. Acolo. Dai seama niște pietre. Ne-e frică să nu pună ciobanii câinii pe noi. Hai pe aici, mami. Uite mașina, vin aici. Știi dacă poți să oferești asta, să te duci? De ce să nu? Poate să vină alții de acolo. Cartierul de pe strada Orașul Nou. Ia uitați cum arată. Doamne, dar cum au ajuns? Ai mure la balcon, mănânci. Căcăreze, oi, o brânză proaspătă de la ciobani. Te faci vecin cu ei. Da. Ia uzi alt scrim pe acolo. Ia uzi acolo. Sunt mulți acolo, iarăși. Dar uitați și voi, zona într-adevăr este superbă aici, în vârful Țurțudanului, în vârful dealului la peste 800 de metri altitudine, zona superbă. Blocurile din depărtare chiar arată bine, așa, ca să zic, la banii ăștia. Uitați și voi cum arată acest cartier fantomă. Cartierul fantomă din Anina. Aici se spune Lac Curicu. Interesant e că, uite, strada a fost betonată, strada asta a arătat bine pe vremuri, deci, efectiv, doar trebuiau să se mute oamenii. Aici sunt enigmele Aninei. Multe misteri aici la Anina, multe delulețe apărute, multe pietre. Parcă a plouat cu aceste pietre, că nu cred că în momentul când... Cartierul Lacul Curigu din Anina. Un cartier fantomă unde ar fi trebuit să locuiască oameni, dar... Locuiesc oi. Locuiesc oi. Și un măgar. Și zona din preajma blocurilor. Uitați și din partea aceasta cum arată. Priviți și voi. Da, și acoperișul. Uite, acolo acoperișul încă e bunicel, să zic așa. Dar aici a început să prăbușească. Totuși. Da. Haideți să mai intrăm într-un bloc. Ia să vedem dacă... Opa, aici avem și un canal. Aici e fosta septică, da? Probabil. Au aruncat cadavrele. Uitați, oameni buni, au aruncat cadavrele de oi aici, în probabil fosa septică.
E un focar de infecție, da, poate să fie noroc că nu stă mai nimeni. Uitați cum pot să intru pe sub. Pot să intru pe sub acestea. E prăbușit, dar totuși e bună. Parcă era tapet acolo. Nu? Chiar nu e nimeni pe aici, bine că nu sunt boschetari. Doar ciobanii aceia cu oile. Blocurile acestea au fost construite la finele anilor 80. Apartamentele erau decomandate și era considerat un cartier de lux. Aici trebuia să locuiască angajații de la fosta termocentrală de la Anina și locuitorii cartierului Steyr, ce urmau să fie strămutați, fiindcă ei locuiau pe un zăcământ de șist bituminos, combustibilul pentru termocentrală. Hai să intrăm, să vedem cum arată un apartament decomandat. Deocamdată, aici ce e, mă, de... Asta e de cald. De calde, uite-o. De măgar, de toate. Evenimentele din 1989 au schimbat total lucrurile. Termocentrala, care avea cel mai înalt coș de evacuare a fumului din România, a fost demolată și dusă la fier vechi. Iar orașul acesta nou, după cum vedeți, a devenit un cartier fantomă. Uitați cum arată, în loc de pardoseală, în loc de gresie, în loc de parchet, avem bălegar și avem rugii de mure care au intrat pe geam. Așadar, cum ziceam, dacă termocentrala nu a mai fost pusă în funcțiune, nu a mai reușit acel proiect al termocentralei, a fost demolată, dusă la fier vechi, iar orașul acesta nu a devenit cartier fantom. A, uite, am găsit o baie. Păi uite și acolo o baie, dar nu prin neapărat, dar tot cu balecă. Uite, aici au mai rămas... ce groapă aici. A mai rămas faianță pe pereți. Să încercăm să urcăm puțin pe scări. Nu, alea sunt dărâmate. Hai, nu, doar nu s-au dărâmat cu mine. Uite celelalte, sunt desprinsele, uite prostii. Ce ai, mă, că ăsta rezistă? Vreau să am și o priveliște de aici, de la... Da, mă, că nu caci aici. Vreau să văd de la etajul 1 cum arată apartamentele decomandate. Stai acolo. Îți trimit un pupic de la balcon. Vino. Stai, mă, că o să vin. Ia uitați altă baie. Aici ar trebui să fie apartamentele, camerele care au fost zugrăvite. Iar acum arată așa. Da? Sper că nu cade vreun plafon în acestea cu mine. Nu cade. Nu priviți. Cum arată cartierul de la balconul acestui bloc. Cartierul fantomă, căruia îi se zice la Cucurigu. Cam așa arată. Jalnic. Hai că vin imediat. Și aici am ieșit în balcon. Uitați priveliștea și balconul acesta. Ele sunt tari, hai că n-au cum să cadă. Și sunt doar la etajul 1. O altă baie. Cam astea sunt blocurile care se vând cu 49.000 de euro bucata. Ar fi multe de făcut aici ca să fie puse, să fie aduse într-o stare normală. Acum nu știu, în aceste condiții nu știu dacă este mult, este puțin. Nu mai ne întâlnesc pe aceste scări, fiindcă scările deja au început să, uitați și voi, deja se desprindă, cam așa arată. Trosneau? Hai, mă, nu oricât de astea cu mine, doamne.
cartierul, orașul nou din Anina. E adevărat, peisajul este frumos, zona ar fi fost una rezidențială odată, dar acum a rămas așa, părăsit, neîngrijit, periculos pentru cei care se aventurează ca noi aici. În zona aceasta este orașul nou, cum mi se spune, din Anina. Un localnic ne-a spus că aici nu au gaz, au apă, dar încălzirea au apă sobe cu lemne. Cam așa arată. O luăm aici în stânga. Aici în stânga acestea, doar acestea primul e locuit, celălalt fără acoperiș, logic, este nelocuit. Cel din mijloc nu este locuit, cel din mijloc. Și suntem pe Alea Brazilor. Alea Brazilor, cam așa se, oameni buni, cam așa se trăiește la Anina, în orașul nou. Orașul nou. Dacă așa arată orașul acesta nou, e jalnic. Uitați-vă și voi. Uite, e părăsit ăsta. Da, nu? Și cum arată? E neterminat. Da, neterminat. S-a poate a fost totuși terminat. Da, uite și aici la fel. Ah, o căruță de asta ornamentală. Da, frumos aici. Da. Frumoasă căruță. Cam așa arată aceste blocuri părăsite, nu știu cui aparțin. Uite aici e grădinița. Da, am văzut că e o grădiniță acum. Restaurantul Faraon. Da, e închis. De atâția clienți, da. Cât are. Mamă, și câte lemne sunt aici. Ia și pe aici, a, acolo, da, acolo e gata, se oprește cartierul. Ia filmează în dreapta, aici la restaurantul Faraon. Cred că a restaurantul e aici, în dreapta, arată bine. Și aici, acolo, niște locuri de parcare. Da, uite cum e blocul sus. Deși e locuit, au și unele. Cam așa trăiesc oamenii în secolul 21 la Anina, din păcate. E trist, e jenant pentru autoritățile locale, care cred că ar putea să le ofere condiții mai bune. Poate zic că dacă nu sunt la stradă, dacă nu se văd, dacă sunt așa mai izolați, n-ar trebui să le acorde mai multă atenție. Dacă apreciați efortul pe care l-am făcut pentru a veni aici și a vedea cum arată acest cartier fantomă al Aninei, dați și voi un like, lăsați un comentariu, abonați-vă la canalul meu de YouTube, fiindcă până la urmă este gratis, dar pe mine mă ajută. Până data viitoare vă doresc toate cele bune, dragilor, să fiți fericiți și să ne revedem bine. Toate cele bune!